Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de autor Noi despre noi. Nu voi obosi să repet următorul gând. Nu există în Republica Moldova și nu poate exista sănătate fără educație și educație fără sănătate. Cineva poate crede că sunt prea insistentă în aceste două domenii pe care mereu le propun atenției dumneavoastră, dragii mei telespectatori. Eu chiar așa cred și așa trebuie să fie. Uneori, serviciile de presă se mai supără pe insistența mea de a cere autorităților competente explicații la aceste două teme. Dar în zadar, nu o să mă dezbată de pe acest drum al meu conștient niciun fel de sancțiune. E un credo al meu și sunt convinsă și al dumneavoastră telespectatorii, pentru că aceste două domenii sunt prioritare, dacă vrem să avem viitor în Republica Moldova. De aceea sunt nespus de bucuroasă că în sfârșit ușile Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău au fost deschise. Încă o dovadă că perseverența și consecvența până la urmă își au rostul lor. Astăzi vă propun, dragii mei telespectatori, un interviu amplu în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune cu doamna Rodica Guțu, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău. Ne-am gândit mult să las așa interviul pentru a face un reportaj în buletinul de știri și să chem pe cineva în studio astăzi. Însă mi s-a părut interviul interesant și util. De aceea, haideți să-l urmărim împreună. O inovație pentru emisiunea Noi despre noi. Deschizând site-ul, am văzut că aveți o linie de încredere. Da? Da. Cine sună pe acest număr de telefon și care sunt problemele cele mai stringente și dacă le cunoaște? Da. Deci, linia de telefon fierbinte, zicem noi, este coordonată și este monitorizată de către consilierul Direcției Generale, doamna Tatiana Butnaru. Cu adevărat este o linie fierbinte, pentru că sunete sunt foarte diferite și sunt personalizate, de fapt, ține de probleme individuale ale fiecărui părinte. Cum ar fi înscrierea copiilor în clasa 1. Este un domeniu foarte actuală astăzi și foarte dureros, dat fiind faptul că avem unele instituții care nu au capacitatea de a cuprinde toți copiii care trăiesc într-un district. O altă problemă ce ține anume de domeniul ăsta este înscrierea copiilor în clasa 1 care au 7 ani după 1 septembrie. Deci, conform metodologiei, urmează să fie înscriși în prima etapă toți copiii care au 7 ani la 1 septembrie. Și atunci apare întrebarea, ce se întâmplă cu copilul care are 7 ani la 1 octombrie? Sau la 1 noiembrie. Da. Și în cazul ăsta, directorul instituției refuză, dar îl acceptă în etapa a doua. Și sunt foarte multe situații când în etapa a doua nu mai sunt locuri. Așa. Și copilul care a umblat în grupa pregătitoare, a frecventat grupa pregătitoare, se trezește că nu poate merge în instituția de învățământ peste drum, dat fiind faptul că toate locurile sunt acoperite și trebuie să meargă într-o altă instituție, la o distanță mult mai mare, pentru că acolo sunt locuri și acolo poate să-și înceapă studiile în clasa 1. Și cum i-ai ajutat? Păi da, deci acum abordăm fiecare problemă individual, cu toate că părinții sunt nemulțumiți, ești firesc că fiecare vrea nemijlocită apropiere a școlii. Și te gândești ce vine în parte copilul că s-a născut la 1 octombrie sau 1 noiembrie și școala nu are capacitatea să o primească. Dar nu aveți o idee cum să organizați acest proces fără avem. Să ajungeți în detrimentul copilului? Noi am încercat deja să soluționăm. Da, noi am încercat să soluționăm, deci în primul rând prin schimbarea districtului de școlarizare. Deci noi ne străduim să facem un district mai mic, așa, ca să reușească toți copiii care au vârsta școlară să fie încadrați în studii în școala respectivă, dar oricum nu ne reușește. Pe lângă asta sunt instituții de învățământ supra-solicitate, așa, și părinții vor anume acolo, pentru că acolo ori este un profil pe care el și-l dorește, ori este un învățător la care anume vrea să ajungă și discordele oricum sunt și noi le recunoaștem, dar ne străduim în măsura posibilităților cu fiecare părinte să discutăm. Districtele pentru, sunt aceleași pentru școli, pentru grădinițe? Nu, sunt diferite. Da, pentru că amplasarea este diferită. La grădinițe e aceeași situație cu districtele?
Acum nu. Deja se îmbunătățește înscrierea copiilor la grădiniță, dat fiind faptul că a fost lansată platforma e-grădiniță și fiecare deja știe sectorul, știe instituția, dar încă și acolo mai avem probleme. Pentru asta am angajat un specialist care monitorizează înscrierea copiilor, oferă pentru fiecare părinte consultații în parte la telefon. Ba chiar, chiar le deschide și adrese electronice părinților care nu știu a lucra. Da. Nu, Denis, nu? Este vorba de... Da. Dar acum Denis a direcționat responsabilitățile strict direcției generale și se lucrează, este doamna Lilia Cornei. Da. Noi am postat pe site-ul nostru, este fotografia dumnei, telefonul de contact, ca părinții să știe cu cine vorbește la telefon și cum îi se rezolvă problema. Deci noi acum elaborăm planul de activitate al direcției, așa, în decursul verii și ne gândim, intenționăm pentru anul viitor cât mai multe activități în care să implicăm părinții. Deci eu vreau să vin cu propunerea ca în calitate de membru a Consiliului Consultativ al Direcției să fie un reprezentant al părintelui, ca să fie alături de directorii noștri, să vadă cu ce probleme ne confruntăm noi, cu ce probleme se confruntă părinții și împreună, umăr de la umăr, să încercăm să soluționăm. Eu vreau cumva, într-adevăr, prăpastea aceasta să o îngustez între părinți, pentru că atunci când mergi într-o instituție și evaluezi un plan de activitate, un domeniu aparte este relațiile cu părinții. Deci, practic, sunt atâtea activități proiectate, frumoase, de colaborare și, de fapt, noi ne întâlnim cu altceva. Că prăpastea s-a făcut prea mare, părinții sunt într-o parte, profesorii sunt în alta. Dar ce părere aveți dumneavoastră? Pentru că știu că ați activat foarte frumos și mulți ani la Bălți și din ce cauză? Acum suntem la etapa când s-a format această prăpastie între părinți și pedagogi. Sau între părinți și instituții separat, da? Între manager posibil. Între manageri, dar și între cadrul didactic, corect, da, sunt conflictele acestea. Eu nu știu, mă gândesc că motivele ar fi foarte diferite. De fapt, la Bălți eu nu am identificat problema aceasta. Nu era. Și doar la Chișinău, exact, la Chișinău m-am confruntat cu subiectul ăsta. Eu cred că totuși părinții ar trebui să se implice, deci nu că ar trebui. Deci părinții, conform codului educației, sunt membri a Consiliului de Administrație al instituției. Asta. Și aici ei au toată posibilitatea să discute cu membrii Consiliului de Administrație ceea ce le place, ceea ce nu le place în instituție, ce propuneri. Și au început atâtea grupuri formate, șpirițele de socializare, înseamnă că undeva este un nivel. Este. Păi de asta vreau și eu să organizez o întâlnire, am discutat chiar astăzi, cu grupul acesta de părinți care promovează, de fapt, schimbarea, așa? Și vreau să-i invităm la o discuție ca să vedem care sunt problemele care le văd ei, poate cu alții, ochi de părinte. Noi le vedem din perspectiva noastră de manager sau de cadru didactic și împreună să ne gândim ce am putea face. Pentru că doar arătând cu degetul că este problemă, nici de cum nu vom găsi soluția. Exact. Și eu cred că totuși putem face. Eu nu vreau nici de cum ca să se acutizeze relațiile astea, că de altfel suferă doar copilul. A fost pedepsit atât angajatul instituției, vorba de educatorul de la grupă, care a luat mustrarea aspră, și directorul instituției. Dar directorul instituției nu a avut mustrarea aspră, a avut mustrare. Și acum deja este mustrarea aspră, deci chiar e o problemă durută, cred eu, pentru noi. Deci următoarea ar fi cea mai gravă pedeapsă care poate exista. Eu cred că totuși directorul s-a autosesizat vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și își va schimba atitudinea referitor la monitorizarea voastră, chiar dacă luăm toate calitățile pe care le are acest manager, poate odată să faceți un precedent ca să dați afară un director care a greșit, ca ceilalți să nu mai facă așa? Nu exclud. Totodată noi trebuie să avem dovezi foarte convingătoare atunci când mergem în instanța de judecată, că sancțiunea care a fost aplicată este în conformitate cu prevederile codului muncii. Noi am avut cazuri. Am avut cazuri când am fost atacați în judecată și pregret am pierdut judecata. Și au revenit în funcție și direcția generală a fost nevoită să le plătească și serviciile avocatului, și salariul, și paguba morală. Vis-a-vis de sistarea activității instituțiilor. Deci sistarea activității instituțiilor de educație timpurie se realizează în conformitate cu regulamentul tip de funcționare a instituțiilor de învățământ. Care este procedura nemijlocită? Deci, directorul instituției de învățământ organizează o ședință cu părinții, prin care discută perioada de sistare a grădiniței. Respectiv, șefii direcțiilor din sectoare
au fost anunțați că urmează să coordoneze sistarea activității instituției doar în cazul în care în microsectorul de amplasare instituției care intenționează să-și sisteze activitatea, alte instituții activează. Deci fiecare șef de sector din direcția generală, din direcțiile educației, tineret și sport din sector, urmau să invite directorii după grupuri, în conformitate cu amplasarea instituției, ca să monitorizeze ca instituțiile să se închidă pe rotație, să nu fie concomitent două sau trei instituții. După ce s-a făcut procedura respectivă, s-a organizat ședința cu părinții. Așa? Iată, eu am aici un dosar a unui director care a sistat activitatea instituției, respectiv. S-ar fi un dosar model, să înțeleg. Da, cam toate sunt așa. Da, toate sunt așa. Pentru că dacă altfel nici nu sunt semnate de mine. Dar nu știu dacă e cazul, cred că da. Deci este vorba de directorul prezintă un proces verbal al ședinței cu părinții. Respectiv, acest proces verbal este însoțit de procese verbale din fiecare grupă, unde părintele semnează că este de acord ca instituția să fie închisă pentru perioada respectivă. Există presiune asupra acestui. Acum vă spun ca în final, da? Da, următoarea etapă. Se coordonează cu liderul sindical din instituție. Așa, în același timp avem lista copiilor care nu au unde să meargă în perioada asta la bunei. Și lista aceasta se anexează și fiecare copil, numele fiecărui copil, deci fiecare copil este direcționat la o instituție concretă. Așa? Fapt pentru care părintele este informat și semnează. În același timp, pe același demers, semnează și directorul care primește copilul că el se obligă să asigure loc pentru copilul care nu are loc în instituția care s-a închis. Nu considerați asta un stres pentru copil? Și un element de a transforma într-un diamant? Nu cred, pentru că de aici... De 2 ani. De 2 ani. Vreau să zic că dacă tot m-ați întrebat de bălți, la bălți de cel puțin 10 ani se practică modalitatea aceasta. Toți părinții s-au obișnuit de orarul acesta și de chiar... Ce se întâmplă până la acești 2 ani? Că nu a apărut, nici nu erau nemulțumiri. Da, pentru că regulamentul este din 2017 și respectiv el este... Nu, nu. Regulamentul se ajustează în fiecare an, în dependență cu anumite propuneri de modificare. Sunt de acord, dar în același timp... Înseamnă că el este ceva diferit. Da, da, dar în același timp instituția nu poate activa și copiii nu pot fi primiți în instituție atunci când sunt reparații, când sunt vopseli, când cadrul didactic... Dar nu vorbesc că este imposibil. Sunt de acord aceste, dar metodologie sau tehnica de a împărți în alte grădinițe are ceva diferit. Sau procedeul ăsta, sau schema. Noi am fi flexibili ca să ascultăm o altă opinie. Cum ar vedea părinții altfel? Într-un fel, faptul că copilul schimbă mediul este și în favor. Noi astăzi trăim într-o societate schimbare. Noi de trebuie să învățăm copilul... Că ei erau schimbați de la... Dar eu cred că aici nu atâta este vina. Este și a copiilor, pentru că copiii deja sunt mari. Așa, sunt grupa pregătitoare și ei, după cum s-au exprimat, noi am fost dornici de peripeții. Și tot odată este și vina cadrului didactic, care nu a monitorizat copiii și nu a putut să, elementarul, să-i numere cât sunt la activitate. Recent a fost o situație de conflict ce țin de arborarea unui alt steag de autostat pe un liceu și a fost scos în public, ca să ne-ați cunoașteți. Și permiteți ca învățământul, educația să fie politizată și aveți o atitudine față de acest lucru? Considerați că trebuie sau nu? Nu, eu consider că nu trebuie, pentru că sunt instituții de stat și respectiv trebuie să-și onoreze drapelul de stat, simbolica de stat a țării noastre. Deci veți lua așa asta? Da, desigur, desigur, desigur. Și veți lua. Da, eu am mai întâlnit instituții în Chișinău, în care pe frontispiciu instituției este scris doar în limba engleză denumirea instituției și atât. Așa? Da, și nu este o instituție privată. Deci eu deja am luat atitudine, am discutat cu directorul și, da, ești feresc că nu accept. Așa. Cazul de la liceul La Sache, cunoașteți? Da, desigur. Ați avut da, da, deci noi am avut, da, noi am constituit o comisie de lucru, a examinat cazul, a mers în teren, a discutat cu elevii, cu cadrele didactice, cu directorul instituției. Ești firesc că nu tolerăm ceea ce s-a întâmplat acolo. Ne-am exprimat vis-a-vis de situația în cauză, am discutat cu părintele personal, eu am discutat, copilul deja merge la altă școală. Credem în favorul copilului, nu vreau să spun care este instituția, dar ceea ce ține de activitatea directorului, noi vom lua atitudine, acum dumnealui este în concediu și nu putem să ne pronunțăm. Niciodată nu au fost evaluate, pentru că ele nu au acreditare.
instituțiile respective. Ele primesc autorizația de la Agenție Servicii Publice, nu de la Ministerul Educației și nu de la Direcția Generală. Și noi, Direcția Generală, nu cunoaștem câte instituții de educație timpurie de tip privat sunt în municipiul Chișinău. Ministerul Educației lucrează asupra metodologiei de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ. Deci, în urma acestui act normativ, noi deja vom putea să-l punem în aplicare și să evaluăm instituțiile, să îi identificăm. Pentru că, de obicei, instituțiile de învățământ primar și secundar, atunci când se inițiază o instituție, vin cu un demers la Direcția Generală, prin care își declară existența. Respectiv, în urma acestui demers, noi deja monitorizăm, evaluăm activitatea instituțiilor. Cele de educație timpurie, nu, niciuna nu a venit la noi, nu și-a declarat existența și, respectiv, nimeni nu poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă în grup atunci când copilul, da, este... Da, să batem alarmă. De ce în sectorul Buiucan este la moment o altă situație decât în alte sectoare la capitolul alimentație? Doar în sectorul Buiucan este acceptat meniu cu fructe, fără fructe multe. Dacă eu aici nu cunosc, ca să nu... Gen migdale, nuci, care bucătare nu au posibilitatea să le... Când nu au tehnic, vă dați seama că da, da, este da. Din anii 70-80, el nu are aparat special din mărunțirea migdalelor sau nucilor, dar a fost aprobat acest meniu și oamenii sunt foarte disperați și nu știu cum să ajungă la grupa. Eu am să revin cu răspuns la această întrebare. În sectorul botanic e foarte bine, da, la capitolul fructe, miere, cireșe, mai ales că nu suntem în stat cu fructe. Ești firesc, se da, la fructe de sezon. La inimă miere s-a acceptat în meniu. Vă rog frumos să vedeți. Da, neapărat. Alimentația apare într-o latură, într-un aspect negativ. Cred că noi am putea să mergem cu dumneavoastră într-o zi, inopinat, într-o instituție, ca să vedem meniu. Da, de acord. Regret, da. Se întâmplă, poate nu sunt mediatizate așa, dar cu regret, atunci când vine un director din altă instituție, e foarte greu, este acceptat de colectivul de profesori. M-am confruntat și eu cu experiențele astea deja de la colegii mei, nu știu de ce se întâmplă, așa probabil că s-au obișnuit profesorii noștri să fie de al nostru. Dar credeți eu că totuși... schimbarea codului educației este benefică ca să vină un manager nou și să aducă ceva sau... Eu cred că trebuie să vină un manager cel mai bun, indiferent este din instituție sau din afara instituției. Eu aș pune accent pe calitatea concursurilor pentru funcția de director. Aș vrea ca cu adevărat să fie concursurile, deci participanții să fie niște concurenți buni, așa, ca să ai de unde alege. Și atunci n-ar trebui sau colectivul sau invers Direcția Generală să-și dicteze candidatura sau să-și propună candidatura, să meargă cel mai bun. Când se va termina la recolectare? E foarte dificil să vă răspund la întrebarea aceasta. Codul educației prevede asociațiile obștești, așa, susținerea din partea asociațiilor obștești, doar în cazul când este un acord de parteneriat dintre director și asociația obștească. Și dacă acest acord este public, este bugetul care este, este pe un panou afișat, se discută cu părinții, eu cred că atunci nu ar fi problemă. Dar cu regret majoritatea... sau foarte multe, mai corect aș zice, asociații de părinți activează formal. Deci, da, atunci cazul ca acestea să fie dar excluse, nimicite. Noi nu avem temei. Nu avem drepturi. Direcția Generală nu poate stopa activitatea unei asociații. La Ministerul Finanțelor, la CNA, la toate structurile posibile, așa cum am făcut noi cu 199. Deci noi nu am putut stopa, noi nu am avut acces și nu avem dreptul la activitatea asociației obștești. Pot părinții ca să se înregistreze dreptul la acest bun pe care ei l-au procurat asupra părinților, grupii și să-l ia din grup? Nu, nu. Ei pot face donație instituției. Pentru că nu putem o masă, astăzi am adus o masă, am utilizat masa aceasta timp de 3 ani și după asta am luat-o acasă. Deci nimeni nu forțează părintele să procure un bun. Dacă l-ai procurat, îl faci prin donație, el se pune la evidența instituției de învățământ și este utilizat de către copiii din instituție. Noi încurajăm toate instituțiile de învățământ care au titlul de executor de buget, care singuri pot să-și gestioneze banii. Noi avem prea puține instituții de învățământ cu titlul de executor de buget. Directorii noștri, din anumite motive, nu vor să-și asume responsabilitatea. Un motiv este faptul că nu pot nici de cum angaja un contabil, cu un salariu foarte mic. Un alt motiv este poate pregătirea pe dimensiunea financiară a directorului, care este pedagog, așa, și nu are o formare pe dimensiunea asta. Eu am apelat la câteva instituții de formare a cadrelor didactice și manageriale care s-au oferit să ne ofere modulul respectiv.
managementul finanțelor pentru directorii noștri, ca să-i pregătim, să învățăm cum se gestionează corect banul. Și Ministerul Educației intenționează în 2019 să propună și instituțiilor de educație timpurie statutul de executor de buget. Și atunci când grădinița își va avea bugetul său împreună cu părinții la Consiliul de Administrație, va gestiona propriul buget, nimeni nu o să ia nicio copiecă din banii care are și atunci eu sper că totuși într-un an, doi, noi vom reuși cumva să, poate nu întru totul să șterpim din asociația asta de părinți, dar vor fi poate mai puține. Deci părinților se transmitem că există o indiscutabil. E indiscutabil. Și în același timp să nu semneze contractele, pentru că ei de bună voie semnează contractul de aderare la această asociație. Și dacă a semnat contractul, este deja un act juridic prin care este obligat să facă o donație școlii sau asociației de părinți, hai să zicem. Spuneți-mi, iarăși, după părerea dumneavoastră, diferența, decalajul enorm între grădinițele din suburbiile municipiului și grădinițele din oraș. Din ce motiv este atât de vizibil acum? Pentru că sunt și autoarea unui proiect nou, noi despre noi pe teren, și în 6 suburbi în care am fost eu, grădinițele sunt ideale. Eu am întâlnit fenomenul, deja părinții se duc în suburbi să-și duc copiii, atât și la licee, cât și la grădinițe, pentru că acolo este situația mult mai bună și la dotare și la cadrul didactic, calitatea lui, decât în oraș. Instituțiile din mediul rural au parte de proiecte, ceea ce nu se întâmplă în instituțiile de mediu urban. Deci diferite proiecte europene de dotare, de reparație, instituțiile de mediu urban cu regret nu pot adera sunt la aceste proiecte. Sunt dependente doar de primărie da, municipiului. Da, da. Și eu presupun că ăsta este un motiv. Păi de aici bugete sunt mari. Practic 20.000 de, da, este pentru un copil de lei, nu știu cine este. Doamna nu. 10.000 de lei este pentru un copil pentru de liceu. De dar liceu. Încă nu este stabilit. Nu. Iată, acum se lucrează dar de către Ministerul Educației ca să stabilească din și... Din doamna Levencu, la emisiune, acum da. A zis că este destul de bine pentru... Este mai mult decât pentru per copil la grădiniți private, vorba de grădinițe. Da, deci 10.000 este vorba de copilul de liceu. Așa, copilul de gimnaziu suma este mai mică și cel de școală primară este și mai mică. Respectiv, pentru preșcolari, presupunem noi că va fi și mai mică. Vom vedea dar care este... Mai mult decât Da. Și dacă... Deci ei vor trebui să gestioneze acești bani corect. Exact. Și de obicei, toate liceele care sunt executori de buget, toate sunt în profit. Pentru că suma care rămâne după achitarea salariului și toate serviciile obligatorii este gestionată de către manageri cu Consiliul de Administrație. Vor repară geamuri, vor acoperișuri, vor dotează clasele. Deci chiar se întâmplă lucruri frumoase. Eu deci să vă fac trimiteri la anumite instituții. Exact. Și de capacitățile managerului de a gestiona acești bani. Exact. Și nu numai managerului, întregii echipe. Pentru că managerul deja nu mai are dreptul el singur să gestioneze banii. El trebuie doar cu Consiliul de Administrație. Obligatoriu. Deci atât de mult trag de timp când ai nevoie de copilul să meargă la grădini, să fie transferat, să-și aștepte rândul. Din cauza aceasta, mămicile nu se pot angaja. Transferați de unde? De la școală la grădiniță? De la grădiniță la alta, de exemplu, sau de a fi înscris în grădiniță. Foarte mult timp și eu vă spun... Evident că scrie la grădiniță doar așa, da, prin e grădiniță, așa, dar și nu vedeți să se mai repede decurgă procesul? Eu presupun, știți de ce se întâmplă asta? Pentru că acum au fost copii din grupele pregătitoare, așa? Și schimbarea aceasta de vârstă, deci ăștia din grupă pregătitoare, ei au dreptul să frecventeze grădinița până la 31 august. Acum, unii părinți și au copiii de vârstă pregătitoare, alții nu. Până nu au plecat copiii de vârstă pregătitoare, nu pot fi acceptați ceilalți de 3 ani. Și iată, schimbarea asta poate undeva a creat anumite probleme. Pe lângă asta sunt părinți care și-au luat copiii definitiv din grupa pregătitoare, dar sunt alții care depun cerere și roagă încă pe 3 luni copilul lui să fie acceptat. Și dacă este acceptat copilul lui, atunci cel care are 3 ani nu poate fi acceptat. Anul acesta mergem la școală. Dacă nu vor accepta, nu voi accepta ca părinți să intru în asociația de părinți, pot să mă aștept ca să fiu discriminată? Vreau să cred că nu. Dacă va fi un caz de discriminare, eu aștept toți părinții să vină la mine, dar să fie deschiși, să nu aibă frică, să anunțe care este instituția și care este motivul pentru care se adresează. De ce noi, ca părinții, la toate ședințele suntem îndemnați să motivăm educatorii? Cum putem să ne luptăm cu acest fenomen? Chiar nu ar trebui să-i motiveze. Este salariul de funcție a fiecărui angajat. Așa? Să facă publice? Sau cum să procedeze? Că și copilul ți-e frică să nu fie pus sub imagine proastă și tu nu poți să zici că... Ține de maestria și cultura fiecărui? Și a cadrului didactic și a conducătorului instituției, ca să nu tolereze astfel de cazuri.
Cum vedeți negocierea cu sindicatele pentru a lupta spre mărirea salariilor? Noi suntem, da, într-un parteneriat foarte eficient, deschis cu sindicatele de ramură. Eu știu că acum se lucrează, se negociază cu guvernul ca totuși să se ridice salariul cadrului didactic începând cu 1 septembrie. Deja am auzit niște idei, dar nu vreau să le vociferez pentru că încă nu sunt protocolate. Pentru ce obligă direcția anexarea copiilor din pașapoartele copiilor care emigrează din țară? Și cu ce scop colectează informația în care țara anumită va pleca familie? Chiar azi vin la doamna Guțu să vizez o cerere și știu precis că pe loc am să primesc alt răspuns. Nu, conform codului educației, părintele este obligat să asigure școlarizarea copilului. În cazul când părintele pleacă peste hotare, părinții pleacă, deci foarte des se întâmplă când părinții sunt în relație de divorț și unul dintre părinți ia dosarul copilului, așa? Deci ea scrie cerere, ia dosarul, pleacă peste hotare și avem cazuri când tatăl sau mama după asta își caută copilul. În cazul ăsta este de vină directorul instituției care nu a știut că părinții sunt în divorț și a eliberat dosarul. De ce noi insistăm să nu avem cazuri din acestea, să monitorizăm foarte strict procedura și nu verificăm pașaportul copilului. Noi doar verificăm toate documentele care sunt dovezi că familia nu este în divorț. Și ambii părinți au dreptul să ia dosarul copilului. Deci ambii. În cazul când un părinte este peste hotare, el urmează să aibă procură prin care celuilalt părinte se oferă dreptul de a ridica dosarul copilului. Noi am chestionat și părinții, de fapt toți beneficiarii educaționali la nivel de Chișinău. Noi am făcut un raport în fața directorilor instituțiilor de învățământ, care este poziția Chișinăului vis-a-vis de intenția Ministerului și vreau să zic că ea corespunde cu ceea ce a prezentat și Ministerul. Deci majoritatea beneficiarilor educaționali susțin uniforma școlară, doar că deja procedura de punere în aplicare este o procedură mai dificilă și urmează să vedem poziția guvernului referitor la asigurarea copiilor cu uniformă școlară. Eu personal o susțin. Eu am avut o experiență frumoasă, un schimb de experiență cu Statele Unite și am fost în multe instituții de învățământ în Statele Unite și am văzut că instituțiile de învățământ de calitate susțin uniforma școlară. Dar sunt și instituții așa mai, poate mai simple, cu un contingent de copii mai simplu și acolo este uniforma liberă. Da, nu vedeți în cazul acesta să aibă uniforme și cadrul didactic? Nu cred, pentru că cadrul didactic educă și prin felul său cum arată. Gustul estetic, așa, felul de a fi, este un model educațional pentru copilul său. Și dacă vor fi toți ca jandarmi, în opinia mea, în fața copilului... Eu sunt de acord, dar opinia mea totuși că cadrul didactic educă. Eu urmăresc după copiii mei pentru că am și ore de limbă română și urmăresc cât de atenți sunt ei vis-a-vis de aspectul exterior al meu, chiar și coafură și multe, multe, și remarcă. Deci asta tot este un moment educațional, în opinia mea.